și bine v-am găsit la un nou episod din Topicraft. Eu sunt Zasami și în sfârșit au trecut toate nebunile astea. Ne-am îngrășat de la sarmale, ne-am îngrășat de la tot ce se poate îngrășa. Ne-am întors acasă la treabă pe Topicraft cu frații mei în SMP, că până acum am ascultat numai melodia Topicraft pe care o aveți pe canal. Ideea este următoarea. Înainte să începem, vreau să mergeți să concușați butonul de like și butonul de subscribe pentru toate nebunile care urmează să se întâmple. Uite ce frumos arăt cu pălăria asta așa, bine, tată. Ne-am băgat un shader, se numește Complementary Shader pentru persoanele care întreabă, uite așa se numește, Complementary Shader. Deci, ideea este că trebuie să continuăm baza și astăzi vreau să terminăm partea de jos. Deci, proiectul de astăzi înseamnă schimbarea podelei. Și o să fie o podea care o să fie puțin mai diferită. Nu o să facem o podea dintr-un singur bloc. O să fie o podea din mai multe blocuri. O să fie o combinație din aia super, 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 super șmecheră. Dar înainte de toate, trebuie să scăpăm de rândul ăsta de aici. Deci trebuie să săpăm 3 rânduri ca să aducem totul la același nivel. Vedeți că acolo este un nivel, aici este un nivel. Și băi, asta este doar o mică paranteză. Abia am așteptat să ajung acasă, să fiu sincer cu voi, ca să pot să mă joc Topicraft și să rup o dată toate nebuniile astea. 1, 2, 3, aici o să rămână puțină gaură, dar nu contează, poate o să mai săpăm un bloc. Și un mic spoiler așa de început de episod și pentru cei de acasă care se uită pe YouTube și pentru cei din acest moment pe Trovo, o să avem nevoie de niște prismarini și de niște magma blocuri. Deci o să fie o chestie mult mai șmecheră. Mult mai șmecheră decât de obicei. O să vrească să continuăm asta, să continuăm așa. Așa că hai să nu mai pălăvrăgim și hai să-i dăm direct cu un timelapse de la super nebun. What? Nu pot să cred că în shader-ul ăsta se vede curcubeu. Bă, ești nebun? Bă, cât de caterincă! Ce caterincă se vede! N-am văzut în viața mea așa ceva. Efectiv, niciodată n-am văzut așa ceva. Mi se pare prea tare. E prea genial shader-ul ăsta. Bă, cât de caterincă! Cât de caterincă e chestia asta. Pune pe clip, filmăm brodere, filmăm aici. Bă, cât de caterincă, dar oare în cât timp se duce? Asta-s curios. Uite-i poștii aici ce pică. Bă, nu mai picați. Efectiv am terminat-o, deci mi se pare, nu știu, mi se pare satisfying cum e tot shader-ul ăsta. Eu încă sunt uimit, mă joc de o oră și ceva și sunt uimit doar de faptul cum arată toate chestiile. Apă, lumini pe margine, reflexii, toate chestiile astea. Eu de asta sunt super uimit, sincer. Deci, hai să dăm așa o raită pe aici pe lângă să vedem dacă... uite aici, mai trebuie să săpăm puțin. În gaura asta aici, care nu e foarte, 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 foarte mare. Băi, arată absolut genial. Totul arată atât de bine. Nici nu schimbă jocul foarte, foarte mult. Stai puțin, hopa. Dar e absolut superb. Pur și simplu, glow-ul e totul. E... băi, îi oferă alt vibe. Oferă vibe de Nether acum. Parcă altcumva... ia uite-l și tu, totul e mai roșiatic. E tare de tot. E catering. Am venit acum cu 4 shulker boxuri să adunăm niște magmă. Și te văd că avem aici niște magmuță. Bun, frumos așa. Uai, da, cât de bine arată. Wow, cât de bine arată. Am un mic pont pentru persoanele care vor să culeagă un singur tip de bloc, gen nu neapărat să culeagă doar magmă. Și adică funcționează în felul următor. Luați blocul de care aveți nevoie, aruncați toate chestiile nenecesare din inventar și vă umpleți efectiv tot inventarul doar de itemul respectiv. Și tu atunci tot ce faci, te duci frumos între toate itemele și culegi doar itemul de care ai nevoie. Atât. Asta e tot. Deci așa arată Nether-ul cu shader. Vedem așa, bum. Așa arată fără. Deci zici că nu mă mai joc Minecraft acum.
Da, arată bine cu, arată mult prea bine cu shader, sincer. Nu ai, n-ai cum să o dai, bă. Efectiv, uite-te și tu, parcă e jocul așa, adică nu știu, parcă... Bă, e prea bine, sincer. Bun, ne-am întors cu 3, cred că 3, ia stai puțin, să vedem exact câte avem. O să trebuiască să renunțăm la chesturile astea. Deci hai să le înșirăm așa. 1, 2, 3, 4. Avem 1 plin, 2 pline, 3 și 4 și un rândușor. Bun. Nu știu unde să pun toate chesturile astea, pentru că o să fie destul de multicele, să fiu sincer. Băi, eu nu mai am un pickex pe aici. Da, am uitat de pickex-ul ăsta, sincer. Mamă, câte diamante are The Sami. De la Revelion și de la astea am uitat, ești nebun. Bun. Cred că o să mă ocup puțin de mutarea itemelor, pentru că am destul de multicele iteme pe aici și nu vreau să le pierd, pentru că în primul rând sunt de astea, cum se numesc? Am destul de mult sand. Am destul de mult sand. Uite și acolo văd că am niște sand pe care am uitat să fac ceva cu el. E o chestie, asta e puțin să verificăm. Da, nu merge. Voiam să văd dacă putem să punem magma și să iasă razele prin magma, dar nu contează. Bun, pentru persoanele care întreabă ce urmează să se întâmple, ei bine, o să facem următoarea chestie. Vreau să facem un fel de crăpătură, deci imaginați-vă de aici din mijloc cum o să extindă în mai multe părți, niște crăpături de una, două, trei... De astea cum se numesc, grosime. Și o să facem crăpături cu blocuri de magmă. Deci asta o să facem noi cu blocurile de magmă. Și pe lângă o să punem prismarin ca să fie în temă. Deci aia o să facem în episodul ăsta de astăzi. Așa că hai să începem să vedem exact cam cum o dăm. Vedem exact care este situația. Ducem o crăpătură până, uite, până în partea aia, la același nivel. Deci nu mă interesează să fie uite așa, bum 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 bum. Aolo, mai e pe aici niște magmă. Nu știu de unde a apărut magma asta, sincer. N-am nicio idee de unde a apărut magma asta și de ce e atât aici. Bun, și acum hai să o ramificăm cumva în 3 2 3. Avem o bucată aici. Opa, asta trebuie să rămână la același nivel. Sheesh. O să fie destul de ciudățel să-l pun totul la același nivel. E și dimineață, am și terminat crăpăturile de făcut și am mers după puțin Blackstone, după Blackstone, Black Deep Slate, ăsta, Cobble Deep Slate și Deep Slate normal. Și ideea este următoarea, că eu o să pun pe deasupra, adică efectiv așa o să fie. Nu știu exact dacă vreau cu Deep Slate așa, opa, stai puțin. Și asta e să facem o zonă în care o să punem numai cable deep slate. E Blackstone? Da, Blackstone, voiam să zic. Eu am zis deep slate. Care arată mai bine? Care arată mai bine? Hai, dați-vă repede cu părerea chat. Blackstone-ul, clar, 100% ăsta mi se pare că arată super bine. Mi se pare că arată superb. Numai că ăsta iar avem o mică problemă, că trebuie să mergem să-l luăm. Să-l luăm foarte mult. Suntem aici, adunăm Blackstone. De 3 ore jumătate, sincer, adunăm magma
De fapt, în 3 ore jumătate ce am făcut? Hai să ne gândim puțin. Deci în 3 ore jumătate, dacă facem un scurt sumar a tuturor chestiilor pe care noi le-am făcut, sună în felul următor. Am săpat din jumătate din groapă, am adunat magma ca să facem fisurile și acum adunăm blackstone ca să umplem toată gaura noastră. Deci, 3 ore jumătate e ceva. E ceva și încă suntem destul de bine. Deci avem două șulcăre pline și sincer să fiu, nu o să plec de aici fără să am șulcărele efectiv full, pentru că sunt 100% convins că o să mai am nevoie. Și poate vă întrebați de ce mă plimb așa casual pe lângă netherite-ul ăsta. Am găsit extrem de mult netherite și sunt 100% convins, exact cum ziceau și oamenii, că dacă eu mergeam să caut netherite, 100 la miliard nu găseam exact cum am găsit aici. Pentru că am găsit foarte mult. Se vede acolo pe chat cum dansează toată lumea, cum ascultăm noi acolo melodia oficială Topicraft Data The Production. Tocmai am terminat de luat tot blackstone-ul. Am luat un inventar plin plus încă 4 șulcăre. Sper să-mi ajungă toate chestiile astea pentru a termina nebunia pe care am început-o. Sincer, chiar sper să terminăm cu toate chestiile astea, dar mă cam îndoiesc puțin pentru că, de fapt, e cu dus și întors. E posibil să terminăm, e posibil să nu terminăm. Poate nu observați, adică voi de pe clip 100% observați, dar cei de pe live 100% nu observă schimbarea. Cei de pe live nu observă că am scos shader-ul, dar o să-l readăugăm imediat înapoi. Ca să vedem cât de frumos arată toate chestiile astea, așa că hai să nu mai polăvrăgim și o să începem imediat. Asta e, să dăm așa direct cu shader-ul ăsta nebun. Bun, frumos, așa îi dăm direct apply. Am intrat deja pe altă planetă. Frumos, exact cum ne place nouă și hai să începem să punem. Bum, bum. Ia uite-o, tată. Hai să urcăm așa pe ăsta. Mamă, sunt extrem de curios cum... De fapt, stau drumul și la timelapse. Sunt extrem de curios cum o să arate produsul final. Toată nebunia asta noastră de aici. Sincer, n-ar trebui să dureze mai mult de poate o oră să pun toate chestiile astea aici. Ia să vedem, tată, cum arată nebunia asta cu puțin blackstone. Holy shit, cât de bine. Holy macaronski! Parcă altfel de șmecherie se întâmplă aici. Crăpăturile astea cu magma arată absolut insane. Și blackstone-ul ăsta e cea mai bună alegere pe care puteam să o fac ever. Pe care puteam să o fac ever pe toată, pe nebunia asta de aici. Efectiv arată mult prea genial toată nebunia asta. Fai de capul meu. S-a de fericit că lucrez la toată chestia asta încât efectiv n-aveți idee. O să ne mai întoarcem din când în când să vă mai arătăm puțin progresul, dar oricum îl vedeți și pe timelapse. Dar noi suntem uimiți pe secunde ce trec, pentru că sincer pentru mine, adică până acum niciodată n-am făcut o, cum se numește, o podea atât de genială.
Și bine, nu este terminat tot, pentru că mai trebuie. E aproape jumătate, dacă mă întrebați pe mine. Cu patru șulcăre am reușit să facem jumătate de cupolă gata. Am ratat acolo, uite acolo, parte și acolo, parte. Dar e irelevant. Sincer, mi se pare că arată absolut genial. Vreau să merg să dorm efectiv cât de rapid se poate, ca să vedem exact cum arată asta și pe zi. Hai să vedem cum arată. Bum. Așa de dimineață. Holy. Holy. Cât de frumos arată, sincer. Cât de frumos arată, cât de genial. Arată efectiv superb totul. Bine, poate vedeți așa puțin în depărtare că sunt chestii puțin ciudate. Uite, vedeți acolo dungile alea așa care fac puțin ciudat. O să le rezolv pentru episoadele viitoare și pentru live-urile următoare. Alea sunt de la un mod pe care l-am făcut ca să nu mai am fog, să nu mai am... să nu mai am ceață. De la chestia aia sunt făcute. Bun, stai să facem așa. Vedeți și linia asta pe aici pe jos. Dar mie îmi place cum arată. Mi se pare că e efectiv insane. Ideea este că aici o să oprim episodul, pentru că mă duc să mă joc niște Minecraft Hardcore în momentul ăsta, așa frumos, așa pe nebunie, pe șmecherie. Dar când o să termin, ideea este că după o să mai duc off camera să mai iau niște șulcăre de Blackstone. Ca să nu mai facem toată asta, ați văzut care este procesul, ați văzut care este toată nebunia, oprim și timelapse-ul. Și cam așa arată toată chestia asta. Sunt curios să vedeți, de fapt și eu sunt curios, cred că și voi sunteți curioși să vedeți cum o să arate toată nebunia asta aici. Gen efectiv cu totul așa negru, cu nebunile astea. Și sunt curios dacă o să ghiciți ce o să fac în mijloc. Ce fac eu aici în mijloc? Da, nu o să ghicească nimeni, vă garantez. Oameni buni, sper că v-a plăcut acest minunat episod. Eu am fost The Sami, stai să spargem astea așa aici, bum. Eu am fost The Sami, sper că v-a plăcut nebunia noastră pe care am făcut-o în 5 ore și 15 minute. Deci din tot ce vedeți în nebunia asta aici, am făcut-o în 5 ore și 15 minute. Gen, toată asta a fost făcută în 5 ore. Da, e ceva. Bine, 5 ore mă refer la următoarele chestii. La spart piatră, gen la nivelat, la adunat magmă și pus magmă, adunat blackstone și pus blackstone. Sper că vă place această minunată nebunie pe care am făcut-o aici cu cratere, cu nebunii, cu șmecherie, pofelie. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare. O zi frumoasă în continuare. Lăsați-mi în comentarii ce credeți că o să fac aici în mijloc și v-am pupat. Pa, pa!